Vacanța de Revelion a început pentru turiștii care au ales să petreacă noaptea dintre ani în Poiana Brașov. Mulți au luat cu asalt pârtile, dar salvamontiștii avertizează că trebuie să fie atenți. Asta după ce zilele acestea unii s-au accidentat pentru că au intrat în zone de pârti închise din cauza stratului insuficient de zăpadă. Cu mai multe informații despre distracția de la munte, vine colegul meu, Adrian Jătăreanu. Bună, Adi! Bună ziua, Elinca, bun găsit tuturor. Este deja atmosferă de vacanță aici în Poiana Brașov. Oficial, concediul de Revelion a început, iar deja Poiana Brașov este plină de turiști. Aici, pe pârtia Canțel, unde ne aflăm noi, sunt foarte mulți turiști care au venit să practice schiul și snowboardul. Cel mai bine se pot practica sporturile de iarnă în partea superioară a masivului Postăvaru. Acolo, stratul de omăt ajunge la jumătate de metru, însă, după cum vedeți în imagini, aici, la baza masivului, zăpada s-a topit. În ultimele zile, temperaturile au fost foarte ridicate, iar stratul de zăpadă s-a subțiat foarte mult. Din această cauză au apărut și foarte multe accidentări. Numai ieri, salvamontiștii din Poiana Brașov au avut 15 intervenții în cazul unor turiști care s-au aventurat în zonele de pârtii care sunt închise din cauza stratului subțire de zăpadă. Au fost și turiști inconștienți care au rămas în masiv după închiderea programului la instalațiile pe cablu, așa că au fost nevoiți să fie coborâți de salvamontiști. Una peste alta, turiștii care vin aici în Poiana Brașov în perioada Revelionului trebuie să aibă foarte mare grijă, pentru că riscul de accidentare este foarte mare, mai ales aici în zonele cu zăpadă foarte puțină. Vă spuneam că deja turiștii au început să sosească în Poiană, stațiunea este plină, iar unitățile de cazare sunt ocupate în procent de aproape 100%. Pachetele pentru Revelion pornesc la unele unități de cazare de la 800 de euro pentru 3 nopți de cazare și pot depăși 1500, chiar 2000 de euro la hotelurile de 4 și 5 stele cu pachete care țin 4 nopți. Atât momentan de aici, din Poiana Brașov. Ilinca, înapoi la tine. Mulțumesc, Adi. Mergem acum la Constanța, unde se va organiza una dintre cele mai frumoase petreceri de Revelion în aer liber. Va fi un Revelion de neuitat pentru cei care vor fi prezenți acolo la cumpăna dintre ani. Cu mai multe detalii, vină de la malul mării colega mea, Raluca Sevastru. Bună ziua, Raluca! Bun găsit tuturor! Evenimentul va avea loc pe Bulevardul Tomis din centrul orașului, mai exact aici unde mă aflu și eu în acest moment, de la ora 18. Acest tronson va fi închis pentru a fi amplasată scena care va găzdui 4 DJ cunoscuți. Vorbim despre Vali Bărbulescu, Adrian Eftimie, Optic și Slash & Dope. Aceștia vor face atmosferă pentru toți cei care aleg să petreacă aici în noaptea dintre ani. Petrecerea va începe la ora 20 și se va termina la ora 2 dimineața. La un astfel de eveniment nu vor lipsi artificiile care, surprinzător, vor lumina cerul timp de 7 minute. Mai mult, artificiile vor fi lansate din 7 locuri diferite. Primăria a alocat peste 400.000 de lei pentru acest eveniment inedit. Așadar, reprezentanții primăriei promit o noapte plină de lumină, sunet și culoare la Constanța. Trebuie să menționez și faptul că accesul la acest eveniment este gratuit, dar cu respectarea măsurilor de prevenție, și anume distanțarea fizică și purtarea măștii de protecție. Momentan atât de aici, înapoi la voi. Mulțumesc, Raluca. Diana Șucu, soția omului de afaceri Dan Șucu, s-a retras de aproape 15 ani din televiziune pentru a se dedica familiei. Iar de curând se implică și în afaceri. Astăzi, în prag de an nou, ne-a oferit un interviu în exclusivitate și am aflat ce înseamnă să petreci un Revelion ca în filme, alături de familie. Diana Șucu este una dintre vedetele care s-a retras din lumina reflectoarelor în urmă cu 15 ani și s-a dedicat familiei. Din 2013 însă Diana s-a apucat și de afaceri în domeniul decorațiunilor interioare, iar astăzi ne-a invitat în exclusivitate să ne vorbească despre cum petrece sărbătorile de iarnă. Am aranjat o masă frumoasă cu serviciul acesta care tronează din 1918 și pe mesele președinților de la Casa Albă. Diana Șucu este o persoană care investește mereu în obiecte de valoare care rămân moștenire. Alegerea ideală pentru cei care caută obiecte deosebite este setul de farfurii bijuterie, care aduce magia sărbătorilor în casă, dar și un plus de eleganță mesei festive. După atâta negru și alb de 2 ani încoace, de când cu pandemia asta, totuși, da. Un pic de sclipire. Un pic de sclipire n-ar strica. Și, sigur, începem cu paharul de șampanie, care, cred eu, de Revelion este nelipsit.
acest set de farfurii este cu aur de 24 de carate și porțelane foarte, foarte fin, o cafea americană pe care putem să o servim aici, adică o cafea lungă. Diana și Dan Șucu formează un cuplu frumos și acasă și în afaceri. Se completează perfect și caută mereu să fie alături de copiii lor în toate proiectele și ocaziile speciale ale vieții. Revelion încă nu știm, dar cu siguranță o să petrecem, pentru că pe lângă toate cele este și ziua băiețelului meu, cel mic Andrei. Decembrie este luna cu cele mai multe ocazii de sărbătorit, așa că la trecerea dintre ani, meniul familiei va fi unul mai ușor. Masa importantă și cumva mai grea este ziua de Crăciun. Nu știu, de Revelion mănânci un pește, bei o șampanie, nici dacă neapărat trebuie să mănânci ciorbă, că nu mai poți să mai dansezi cu burta plină, plus că rochia nu-ți mai vine perfect. La care se adaugă atmosfera creată de membrii familiei, dar și de un mic secret al Dianei Șucu. Eu cred că trebuie să fie toată atmosfera plăcută, cu muzică, cu... mie îmi plac lumânările parfumate, nu știu, bradul de Crăciun și de Revelion, sau dacă mă întrebi așa în general, nu știu, la mine în casă, spre exemplu, lumânările parfumate sunt nelipsite. Și pentru că Diana Șucu a făcut o excepție pentru telespectatorii Canal D și ne-a acordat acest interviu, iată ce urări ne-a transmis. Te rugăm frumos să le transmiți un mesaj tuturor celor care au vrut să te vadă în acest material. Da, nu a mai apărut de foarte mult. Îi mulțumesc foarte mult că te-ai gândit, că te-ai gândit la mine și la noi. Păi ce aș putea să doresc decât un la mulți ani sincer și din toată inima și liniște, fericire și în primul și în primul rând sănătate. Tortul nu trebuie să lipsească de pe masa de Revelion. Ce au pregătit cofetarii pentru noaptea dintre ani, vedeți în următorul material. În laboratoarele cofetăriilor este agitație mare în această perioadă. Se fac ultimele pregătiri pentru noaptea cea mare, căci un tort pentru Revelion nu poate fi oricum. Pentru Linda, un tânăr cofetar din capitală, numărătoarea inversă a început deja și ne propune pentru masa festivă un tort cu portocale și ciocolată. Se fac cu portocale și ciocolată sau cu scorțișoară, ghimbir, mere, gusturile acestea mai călduroase așa. Mus de ciocolată neagră, aici în sus și în laterale, blatul de ciocolată de cacao cu portocală confiată pe care tocmai l-am făcut, avem aici un geleu de portocale făcut din suc natural de portocale și mai jos iarăși un strat de mus și blatul pe care l-am făcut. Într-o altă cofetărie din capitală, tortul cu mai multe etaje este vedeta. Un adevărat spectacol de culoare și gusturi ce nu ar trebui să lipsească de pe masa de Revelion. Avem aici tortul Choco. Este făcut dintr-un blat de pandișpan de cacao cu aromă de alune și cremă de ciocolată naturală. Apoi este învelit în pastă de zahăr cu diferite ornamente atașate pe ele, tot din pastă de zahăr comestibil. Acesta este din foi din mere de albin cu cremă de smântână, folosim doar cremă de smântână, nu frișcă, și miez de nucă în el. Apoi este învelit în pastă de zahăr cu diferite figurine atașate pe el. Torturile de Revelion se găsesc și la liber, însă dacă vă doriți unul care să atragă cu adevărat atenția, cel mai bine este să faceți comandă, pentru ca specialiștii să aibă timp să se ocupe cu atenție de fiecare detaliu. Misiunea imposibilă a anului 2021 este în plină desfășurare. Întreaga suflare feminină a pornit în căutarea ținutei perfecte pentru Revelion. Criteriile sunt clare pentru toată lumea. Sclipici și paiete. Într-un cuvânt, multă strălucire. Hainele purtate în noaptea dintre ani trebuie să ne scoată în evidență. Un model deosebit, o culoare atrăgătoare și sclipire cât pentru un an întreg. Așa trebuie să arate ținuta perfectă pentru Revelion. În primul rând o roche midi din paiete cu croi A-line, care avantajează o gamă largă de siluete și, bineînțeles, un costum dintr-o catifea foarte, foarte moale și comodă,
care este cu pantaloni wide leg sau pantaloni evazat, foarte confortabil și cu toate astea elegant. Tendințele acestui sezon încurajează ținutele îndrăznețe, iar doamnele și domnișoarele vor să fie în pas cu moda, mai ales în noaptea de Revelion. Cu sclipici. Cu sclipici, da, cu paie. Vrea să fie tare sau... Nu știu să zic, roșu sau negru. O rochiță elegantă, sclipitoare. Bineînțeles că doar o dată pe an purtăm astfel de ținută și să vedem ce găsim. La schimbarea anului, hainele trebuie să reflecte bucuria unui nou început, iar doamnele și domnișoarele sunt decise ca sărbătoarea să se reflecte și în ținutele purtate. Ceva cu puțin sclipici, ceva în ton cu evenimentul, să spunem. Nu neapărat să o scoată în evidență, dar să te simți așa ca și cum ar fi o sărbătoare deosebită și nu o zi oarecare. Ceva cât mai strălucitor. De ce? Păi... Este o zi specială și cred că așa trebuie să ne îmbrăcăm. Combinațiile la modă pentru noaptea dintre ani sunt pentru toate gusturile și preferințele. Căutăm ceva comod sau elegant? Cred că și comod și elegant. Trebuie îmbinate amândouă. Un top cu o pereche de pantaloni de imitație de piele. Pantalonii sunt practic de zi cu zi. Exact. Topul ar fi cel care ar compune ținuta, să zic, piesa de rezistență. Așa, care ar fi la extrema cealaltă, paiete și aici ieșim din clasicul negru. Varianta extravagantă. Exact, varianta extravagantă, de club. Deși doamnele preferă ținute în care să se simtă comod, acestea trebuie să aibă obligatoriu și un iz de eleganță. Elegantă. Asta caut. Chiar dacă te incomodează puțin la dans. Nu mă deranjează. Foarte multe rochii, în primul rând rochii, urmate de pantaloni și fuste din paiete, care sunt foarte încurajate de tendințele din moda actuală. Însă, dincolo de tendințele modei, adevărata provocare este să găsiți o ținută care să vă scoată în evidență, fără să scoateți bani mulți din buzunare. Revelion în stil aristocratic a fost alegerea mai multor bucureșteni care nu vor să petreacă multe ore în trafic, ci să se bucure de o atmosferă elegantă într-un deosebit conac boieresc din capitală. Cum o să fie răsfățați oaspeții, vă arătăm acum. Revelionul într-un conac boieresc este alegerea perfectă pentru bucureștenii care nu vor să plece prea departe de casă, dar care vor să experimenteze stilul aristocratic, eleganța, bunul gust, mobila stil și elemente care te duc cu gândul la vremurile de altădată, te întâmpină chiar de la intrare. Ce bine arată totul! Bine ați venit la conac! Tocmai am terminat pregătirile pentru trecerea dintre ani, pregătiri fastuoase. Ne spui de ce am alege să petrecem Revelionul într-un conac din inima Bucureștiului. Chiar dacă suntem din București, atenție! Da, sunt foarte mulți care doresc să petreacă Revelionul într-un loc magic, într-un loc plin de istorie, care iubesc acest stil aristocrat și au ales un pachet cu cazare într-una din camerele noastre. Cu o mobilă... Cu mobilă autentic venețiană și masa festivă de Revelion. O petrecere elegantă, întreținută de muzica unui DJ și completată de bucate delicioase pregătite de șef bucătari, vor contura o poveste de lux în noaptea dintre ani. Am pregătit un colț special amenajat cu produse tradiționale care ne aduc aminte de gustul copilăriei. Să nu uităm să amintim de sărmăluțe în foi de viță și în foi de varză, salată beof, produse din vânat. Avem acolo și un platou de brânzeturi fine, șampanie fină, vin roze. Meniul de Revelion include și o serie de preparate rafinate pentru a satisface și cele mai pretențioase gusturi. Vă expun două din preparatele care vor fi servite la trecerea dintre ani. Avem o pulpă de rață confiată cu fructe de pădure și un somon cu capere. Câteva din produsele noastre. Pentru o astfel de petrecere într-un conac de poveste, prețul variază în funcție de pachetul ales. Avem un pachet de 3 nopți, 4 zile, cazare cu mic dejun bufet suedez și masă festivă de Revelion. Turiștii vor plăti 4.000 de lei.
Noaptea dintre ani este momentul perfect pentru a străluci. Doamnele și domnișoarele care se pregătesc de petrecere pot alege un machiaj spectaculos cu elemente extrem de elegante, dar și extravagante. Make-up artiștii recomandă nuanțele de nude combinate cu accesorii strălucitoare. Pentru noaptea dintre ani, make-up artiștii spun că femeile pot opta pentru machiaje mai accentuate. Octavia Haiduc vine cu o serie de propuneri. Putem să fim foarte îndrăznețe, putem să ne ducem pe culori atât mai stridente cât și mai naturale, dar părerea mea că niciodată nu vom da greș cu nuanțe de nude și cu ochii bine conturați. Asta și bineînțeles și în funcție de ținuta pe care noi o purtăm. Pentru ca machiajul să fie cât mai rezistent, e nevoie ca tenul să fie perfect hidratat și apoi să înceapă aplicarea produselor de înfrumusețare. Frâncenele sunt cu efectul de lifting, destul de alungite, cu efect de fire cât mai natural. În continuare, make-up artistul conturează ochiul cu un fard negru pentru o privire cât mai intensă și seducătoare. Urmează machiajul tenului și apoi aplicarea fardurilor de obraz. Și pentru că în noaptea dintre ani toate femeile își doresc să strălucească, Octavia aplică și câteva produse cu sclipici în zona ploapelor și nu numai. Voi aplica foarte puțin pigment pe zona de interior. Aici mai exact. Pentru completarea look-ului se adaugă un ruj în nuanțe de nude, dar și câteva pietricele colorate. Noi o să venim cu părul, cu niște detalii făcute din șuvițele fetei, iar apoi vom aplica niște pietricele pe față, și atât pe față cât și pe zona de ochi. La final, machiajul este cât se poate de spectaculos. Șuvițele am făcut partea aceasta ca să fie mult mai interesantă. Dacă sunteți foarte îndrăznețe, eu zic că arată foarte bine, dar nu uitați să nu fie și ținuta voastră foarte încărcată. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Nu uitați, cele mai importante informații ale zilei le găsiți pe site-ul nostru știrilecanalde.ro, acolo unde aflați despre noile decizii luate de guvernul Ciucă pentru testarea gratuită la medicii de familie. Dar și că de la 1 ianuarie vine un nou lanț de scumpiri. Tot de pe site aflați că 7 din 10 români vor petrece Revelionul acasă, în sufragerie. Dacă aveți o știre pentru noi, așteptăm imaginile, pozele și informațiile pe numărul de WhatsApp 0753 123 133 sau ne puteți trimite un e-mail la adresa info@canalde.ro. Sunt Ilinca Obădescu, vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o zi frumoasă!